un pic de răcoare, fără stres. N-am găsit aici nicio bucată de metal. Uite, drona nu e dronă. Zice domnul președinte Iohannis, nu a căzut nicio dronă. Miercuri, Angel Târvăr, cum ar fi zis Caragiale, Angel Radio, zice, o bucată de dronă, e un pic de tablă aici, au găsit o sătenie. Noi ce să mai credem? Ne refugiem, unde? În sfânta natură, pe data de 15 septembrie, în cafeaua de după. Bine v-am găsit, cum sunteți? Ora 10, sunteți la muncă. Doi chinezi, disperați de faptul că nu ajung la muncă, au săpat cu excavatorul în marele zid chinezesc, numai să ajungă la muncă. Românii ce-ar fi făcut? Mai trăgeau un strat de BCA, numai ca să nu intre și să ajungă la muncă. Jaf mare la singura librărie din Caracal. Singura librărie din Caracal. M-am gândit, bă, ăștia, ori devalizat librăria, ori furat toate cărțile, pe dracu. Ori furat 400 de lei. Atâta încasaseră în urma vânzării cărților. 400 de lei. Marius Tucă, ești pe recepție? Caracaleanule, dragă, astea-s zerouri, astea-s nimicuri. Dar război la cuțite între Bia Khalifa și Vica Blochina. M-am și gândit asta cu la cuțite, între Blochina și Khalifa. Or fi intrat amândouă pe o singură operație estetică. Cât despre Bianca Drăgușanu, ce a zis Bianca Drăgușanu? Ca o apă cristalină. A zis că un bărbat care are avere mai mică decât o are ea, averea, e un prost. Bine că ești tu deșteaptă. Țin să urez pe această cale la mulți ani cuplului Olar, format din perechea Ana și Călin, care astăzi sărbătoresc 10 ani de căsnicie. 10 ani de căsnicie, nu s-o lună, nu s-un an. Ca femeie și soție, ea era pe primul plan. Mergeți la anunț, vedeți-vă de treabă, distrați-vă că e un weekend de milioane. Dacă Vlad mă filmează bine, eu acum pui la montaj.